Bine v-am găsit! Suntem la un eveniment frumos, la lansarea unei cărți bune, în doamnei profesoare Adriana Ambrosie, subtitlu Călător pe arca lui Noe. Eu m-am pregătit și am spus că această carte mi-a și scris. Face parte din subgenul călătorii și aventură, un subgen foarte vechi în cultura europeană. Ne duce cu gândul la primele scrieri ale lui Homer, Iliada și Odiseea, și autorii care de-a lungul vremii au scris aceste note de călătorie sunt în sinele lor un Ulise. Așa și doamna Ambrosie este un Ulise Băcăuan care a călătorit foarte mult mai pe toate continentele. În Europa a văzut Portugalia, Anglia, Spania, Franța, în Africa, Africa de Sud, în Asia, ce am reținut eu, Cambodgia, China, Japonia, Vietnam. Deci călătorii în diverse culturi pe care doamna nu numai că le-a contactat, dar le-a și comentat foarte frumos. Este o carte despre care prefațatoarea cărții, doamna Anca Chiribău, spune că sunt adevărate lecții de istorie, de geografie, de artă, iar postfațatorul, domnul profesor Petre Isache, spune că este un roman indirect scris cu foarte mare sinceritate. Între aceste două, noi mai avem două opinii despre carte. Noi mai avem invitați de seamă, președintele Uniunii Scriitorilor Filiala Bacău, Calistrat Costin, criticul, nu știu de ce a stat acolo, Cornel Galben. Am ascuns altul de directorul televiziunii literare. Și mulți alți colegi din filială. Îl văd pe poetul Teodor Calcan, scriitorul, dramaturgul care recent trebuie felicitat acum pentru că recent a avut un eveniment foarte, foarte frumos la împlinirea vârstei de 77 de ani. Cum îl cheamă? Sanegher. Ah, Iisus Sanegher, am căzut. Criticul Grigore Codrescu, directorul revistei Plumb, Ioan Plăjișteanu, și le mulțumim mult pentru participare. Eu am citit cartea cu nesaț, aș putea spune, pentru că este o carte captivantă, este o carte care te ține treaz. Nu am așteptat ca doamna profesoară să abordeze acest stil dinamic, rapid, combinat cu foarte mult lirism, combinat cu erudiția specifică unui profesor filolog, și am citit-o în speranța că voi găsi, știu eu, ceva din Pe drumuri de munte al lui Bogaș sau ceva, o călătorie imaginativă ca la Marian Popa în lucrarea, în cartea lui Călătorie sprincenată, sau de ce nu, fiind influențată, n-a venit, de Dan Percea, ultimului roman, Dincolo, o călătorie spirituală a sufletelor. Nu. Doamna Ambrosie scrie foarte dinamic, foarte captivant despre călătorii reale,
fie cu copiii, după un program numit Comenius, parcă ați spus, așa, fie cu soțul, care este muzician în cadrul Filarmonicii Mihail Jora din Bacău, în turneile pe care le-au desfășurat împreună. Aș vrea să începem cu președintele filialei, domnul Calistru Costin, să vedem ce ne spune despre această carte. Dar eu vreau să salut această inițiativă. Îl cred pe Dan Persa pe cuvânt, care a scris, mi se pare că în revista Ateneu, o foarte interesantă prezentare la Ateneu, sau nu știu unde. Și cu Adrian Jico. Mă rog? Jico. S-a scris foarte bine. Așa, deci un prozator eminent care s-a arătat entuziast și entuziasmat despre această carte. Eu n-am apucat să citesc decât puțin, pentru că mi-a parvenit când mi-a parvenit. Mă bucur că existăm, că trăim. Acuși, acuși va fi adunarea generală a Uniunii Scriitorilor pe România. La Filarmonică, filiala noastră se va întâlni și cu Nicolae Manolescu și cu ceilalți candidați la președinția Uniunii Scriitorilor pe România. Filiala noastră își va avea și acolo urna ei pentru desemnarea viitoarei echipe de conducere a Uniunii. Oricum, este îmbucurător că se scrie și se scrie frumos, semn că ne-am maturizat. Suntem generații de la 77, de la domnul Savin până la mai tineri, eu știu care. Iată o gamă, o scară de autori care ridică cotele și prestigiul mișcării literare băcăoane. Încă o dată, doamnă, vă felicit pentru această carte. Aștept să o parcurg cu tot interesul și eventual să scriem și în revista Plumbă. S-a scris în revista nouă, să nu s-a scris. Nu, promit o mențiune. Doamna Cristina Ștefan, vă rog să conduceți în continuare. Sigur, conduc. Păi, vorbiți, da? Luați cuvântul? Domnul Isachi întotdeauna vrea la urmă. El va pune punctul pe ei. Nu știu. Deci, prefațatorul cărții, doamna Anca Mihaela Chiribău. Prima ediție, că asta e a doua aici, nu? Da. Nu, da. Prima ediție. A mai fost o lansare. Da. Bună ziua. Mă bucur că sunt în mijlocul unui public distins în seara aceasta și chiar mă gândeam că nu voi avea ce să spun după ce vorbește domnul Petre Isache, pentru că dacă veți citi postfața pe care a scris-o domnia sa, veți observa că poate fi asociată cuvântul exhaustiv în ceea ce privește analiza jurnalului pe care l-a scris Adrian Ambrozie. Sunt fericită că Adriana m-a invitat acum ceva timp să scriu prefața, pentru că a fost pentru mine o reală plăcere să devin călător pe arca lui Noe. Și mi-aduc aminte că prima întrebare pe care mi-am pus-o a fost legată de titlu. De ce arca lui Noe? De ce Noe? Și am încercat să găsesc două cuvinte prin care să esențializez experiența biblicului Noe. Și m-am gândit că ar fi cele mai potrivite, unește și salvează. De ce? Pentru că Noe a unit acolo acea diversitate și a salvat prin ea omenirea și lumea în genere, umanitatea și non-umanitatea. Și am încercat să găsesc o punte de legătură între cele două cuvinte asociate cu Noe și această carte, care și ea ne unește astăzi aici, după cum vedeți, fizic, și unește lectorii, mai ales spiritual, prin plăcerea călătoriei descoperite prin lectură. Pentru că puțin dintre noi, trebuie să recunoaștem, avem șansa de a ajunge în aceste spații îndepărtate și exotice pe care volumul ni le dezvăluie și pe care le pătrundem și cu ochii sufletului și cu ai gândului,
grație modului în care Adriana reușește să le prindă prin cuvânt. De ce ne salvează? Ne salvează de cotidian, deși, foarte curios, tocmai cotidianul este în primul rând în această carte vizat, dar este o formă prin care ea convertește cotidianul în poveste și avem impresia că devenim și noi aici personaje în paginile acestui jurnal, așa încât la sfârșit ne dorim ca în Hanul Ancuței să mai citim O călătorie și, așa cum spunea domnul Petre Isache în postfață, Adriana este o Ulise și ne face să ne dorim să devenim niște Penelope, pentru că așteptăm următoarele călătorii și știu sigur că urmează niște itinerare foarte interesante, ultimul fiind cel indian, din care Adriana tocmai s-a întors. O altă modalitate de a ne salva este prin ironie, umor și, foarte interesant, autoironie. Și în momentul acesta al lecturii, când descoperi cât de multă finețe este în modul acesta de a trata ironic și autoironic spațiile pe care Adriana le vizitează, ne ducem cu gândul către Creangă. Și în prefață veți vedea, chiar am făcut această paralelă între stilul Adrianei și stilul lui Creangă, care nu mi se pare deloc deplasată. Recitind prefața, am zis că aș scrie la fel. Iar citind postfața, iar mă refer la domnul Petre Isache, este exact sentimentul pe care l-am avut când am terminat una din cărțile lui Andreu Ișteanu și am exclamat, aș fi vrut să scriu această carte. Aș fi vrut să scriu acea postfață. Este o paralelă foarte reușită acolo și între romanul indirect. Fetele nu trebuie scrisute, știți? Da. Mă întorc la călătoriile acestea prin care noi descoperim și sper să aveți răgazul, să descoperiți și dumneavoastră ceea ce spuneam anterior, modul în care Adriana transformă cotidianul în poveste și aduce lumi pe care cu greu ni le imaginăm într-o modalitate care le fac să pară reale. Și nu descoperi doar orașe, tradiții și obiceiuri și în felul acesta spuneam și în rândurile pe care le-am scris, Adriana devine realmente un ambasador al patrimoniului cultural, nu european, ci al patrimoniului cultural internațional, al celui material, pentru că veți vedea că sunt acolo date exacte și interesante despre toate palatele, templele, muzeele pe care Adriana le-a vizitat, ci și al patrimoniului cultural imaterial. Sunt frânturi de viață care foarte greu le poți prinde în cuvinte și totuși Adriana a reușit să facă lucrul acesta și de aceea cred că are realmente talent de scriitor. Și mă gândeam ieri de ce, dacă m-ar întreba cineva, consideră această carte o carte bună, pentru că eu consider o carte bună, ce aș răspunde? Pentru că, nu știu, judecată poate după anumite tipare sau anumite canoane literare, poți să-i găsești defecte. Dar o carte e bună din punctul meu de vedere dacă se suprapune definiției pe care mi-a dat-o în liceu profesoara de limba română, care a spus așa: dacă iei o carte în mână, oricând, și citești cu plăcere din ea, aceea este o carte bună. Și de 2 ani o iau cu plăcere în mână, aș putea, cum spuneam odată cu Adriana, să și spune pasaje acolo în parcul Trandafirilor împreună și totuși nu mă plictisesc. Deci în momentele de supărare sau în momentele mai dificile ale vieții, dacă vreau să mă refac, iau jurnalul Adrianei și mă refac. Și lucrul acesta o transformă pentru mine, această carte o transformă practic într-o operă valoroasă. O felicit pe Adriana încă o dată pentru talentul de a prinde cu exactitate și, în același timp, inefabil, insolitul și ineditul acestor spații pe care mulți dintre noi ne dorim să le vizităm, poate mulți nu ne dorim să le vizităm, cel puțin în India. Nu știu dacă ar vrea să ajung vreodată pentru că urăsc turmericul și ghimbirul, dar ajungem, zic eu, la modul real prin talentul ei de a șterne totul pe hârtie.
Îi mulțumesc încă o dată Adrianei că mi-a dat posibilitatea să scriu despre aceste itinerare și sper că în viitor voi reuși să scriu mai frumos despre itinerarele care urmează. Da. Frumos. Trebuie să vorbesc eu? Da, vorbesc, nu e o problemă. Da. Nu am zis că ultimul eu. Apropo de valoarea cărții de călătorie, eu cred că o carte de călătorie e o valoare în sine, pentru că iarăși stau și mă gândesc că ce am fi fost noi fără călătoriile din Vechiul Testament, cum am fi progresat. Călătoria unor oameni, a unor grupuri de oameni, cred eu că acestea au dus la progresul omenirii. Nu oricine a făcut călătoria ca pe o inițiere, ca pe o inițiere și ca pe un punct de pornire în civilizație. Acolo a fost nevoie de demnitate, de curaj, de inteligență, de curiozitate. Sunt niște calități pe care sunt convinsă din cartea asta că doamna profesoară le are. Și o felicit încă o dată, o felicit mereu, domnul profesor. Să continuăm. Și vreau să vă spun, că postfața a spus doamna că este exhaustivă. Este un adevărat studiu critic. Să-l citiți și să-l vedeți. Vreți să vorbiți, domnul profesor? Da. Ne-am poftiți. Nu știam de această lansare de carte. Dar dacă pentru unii dumneavoastră mă bucur de o incredibilitate, două vorbe vreau să vă spun. Cartea mea a fost, nu știu dacă asta e ediția a doua, dar acum, aproape un an, am primit-o în dar și eu, despre de ce mi-am mulțumit dumneavoastră, am și citit cartea. Pentru că mi-a dat-o coscăra mea cadou și prietenul meu și trebuia neapărat să-mi spun părerea. Ca să vedeți influența urmă. Am scris două vorbe despre profesoara, colega mea de acum aproape 40 de ani de la liceul Bacovea. Deci n-am observat că e în sală. O profesoară eminentă, bine, era și cea mai foarte tânără în față de noi, dar autentică profesoară. O să vă placă plăcere, nu e roman. Cartea poate fi citită pe sărite, adică ți alegi un anumit capitol și nu e roman. Iar în privința lui Creangă, toți la povești suntem fiii lui Ion Creangă. Nu are nicio legătură, cred eu. Am spus că am citit-o. Într-adevăr, semnul al intelectului e faptul că are umor. Și cum spunea doamna profesoară, și acel care ne-a trebuit pentru toți, autoironie. Și mă bucur foarte mult și dacă știam că din lansarea cărții veneam cu cartea, că m-a deranjat că nu mi-a trimis-o colega mea cu autograf. Fără autograf ți-a dat-o? Da, așa de idee. Încă o dată mă bucur foarte mult. Mulțumesc. Mulțumim, domnul profesor. Dacă ne onorați cu câteva cuvinte. Mulțumesc, eu vreau să o parafrazez pe doamna Chilipău și să spun că aș fi crezut să vorbesc cum a vorbit dânsa. Am avut onoarea să fiu luat alături pe Arca lui Noe și am beneficiat de această carte care m-a bucurat nespus și mi-a creat bună dispoziție, chiar și a doua și a treia oară când citeam O călătorie, același râs îl aveam pentru că are calități compoziționale, are un stil plăcut, umor și un fel de asemenea plăcut de a ne introduce în atmosfera acelor țări pe care le-a vizitat, încât eu trebuie să-i mulțumesc, pentru că n-aș putea încă o viață, dacă aș avea, să călătoresc atât, dar cunosc atâtea țări, cel puțin în China, parcă am fost de câteva ori. Pentru că eu chiar am întrebat-o pe doamna Ambrozie, zic, poate pe altă lume ați fost cumva
din Asia și mi-a explicat această afinitate a dânsei pentru China. Cum descrie toate aspectele, și cele plăcute și cele neplăcute, cum le îmbină, încât noaptea visam câini pe străzi sau ce atârnau chinezii în balcoanele lor. Pe Mao Zedong l-ați... Nu, dar mulți, Buddha, atâția Buddha am visat. Mao Zedong este fiul florilor, domnul. Da. Mi-a făcut o mare plăcere să citesc această carte și vreau, pot să dau din casă, au fost mai multe călătorii, dar doamna a făcut o selecție și la început chiar se numea un alt fel de jurnal. Dar metafora cu călătorie pe arca lui Noe este reușită și... Încă o dată mulțumesc că acolo unde am coborât din arcă, în țările respective, am aflat lucruri foarte interesante, pentru că doamna s-a documentat, este o mare iubitoare de cultură, muzee cu pictori și descris în amănunt, sau iubitoare de muzică și nu ne întrebăm de ce. Și de soți. Am spus, nu ne întrebăm. Dar ce vreau să spun, că s-a vorbit puțin de partea a doua. Cele exact. 11 povestiri care mie mi-au plăcut în mod deosebit. Și preferatul meu este domnul Miluș. Nu... Sunt foarte, foarte pline de umor și de fac să râzi singur și să te bine dispună. Și vreau ca să nu îl citesc greșit pe domnul Miluș, care este parte din schițele lui Caragiale, și care se exprimă elevat. Pentru că domnul Miluș a îmbogățit vocabularul familiei Ambrozi și, bineînțeles, și a prietenilor între noi, când ne întâlnim, adoptăm acest limbaj. Și foarte respectos îi spune, domnul Toni, doar știi că te apreciez într-un hal fără de hal. Zău, da! Sau momentele de sinceritate sunt așa, sincer, nu mă zahardez, domnule, simt un imbol așa în mine, e o mișcolație, domnule, zic eu. Și sunt multe aceste zic perle a domnului Miluș, încât vă recomand să vă opriți și asupra acestor povestiri. Și vreau să vă spun, da, mă opresc, că în simbolul meu o apreciez pe doamna Ambrozi într-un hal fără de hal. L-am citit pe domnul Miluș. Fii atent, Petrica a încurcat-o, Ferdinandul sus tare față de Brânceanu. Dar vreau să spun altceva, lăsând gluma la o parte, literatura de călătorii este, cum s-a spus doamna Ștefan, într-adevăr o componentă cu pondere mare în cultura și literatura noastră, că românii au vrut să cunoască lumea. Au vrut să o cunoască și totodată să se implice. Ca și acum. Numai că înainte, zice glumețul ăla din Mircea Dinescu, grănicerii stăteau cu puștele, cu bainetele spre interior, nu spre exterior. Ați înțeles? Bine, domnul Vornișescu. O felicit pe doamna Ambrozi pentru că ne arată că se poate scrie altfel. O carte în care
nu-i neapărat carte de călătorii, ci a cartea unor călătorii, pentru că ea e un fel de Ulise care pleacă de colo-colo, din China în Norvegia, din Norvegia în Grecia, din Grecia în alte părți, dar în afară de asta, ca să nu uit, vreau să-i felicit și pe Ana Chiscov și pe Nelu Prăjișteanu, că ei au muncit literă cu literă la carte. Știu bine că îi urmăresc din umbră ca să văd să nu facă prostii, nu de altfel. Sigur au criticat. Dar în afară de asta, ați văzut Ghiță Neagu ce-a făcut. O știi cartea în contumacie și cum vine și să laud aici. La cenacurile de familie. Da. Bine. Mă bucur. Vreau să vă atrag atenția la cei care urmăriți structura unor cărți de călătorie, că se poate scrie așa ca doamna Ambrozii, dar și ca Doru Ciucescu. Doru Ciucescu ia câte o țară comunistă, necomunistă și o scrutează așa pe toate părțile și ne arată ce este exotic, ce este hazliu, ce este caragios, ce este atractiv, etc. Doamna Ambrozie a făcut o carte de călătorii foarte interesantă și într-adevăr fascinantă, pentru că ea s-a plimbat vreo 6 ani în majoritatea țărilor care te atrag prin ceva. Nu s-a plimbat. Adică a avut o misiune. Misiunea ei era să conducă un grup de copii, Comenius, etc. Dar s-a și plimbat. Exact. Eu știu pe Comenius de la pedagogie, că am făcut mai mult decât Petrică. Dar ce vreau să vă spun? Domnule, am privit atent în câteva locuri, să văd în Norvegia, o ajuns și pe la pictura la grozav munci, care are strigătul care te tinfioară când privești tabloul ăla. Da. În Grecia am văzut doar un restaurant, comos, grecii ca și noi. Așa o zis. Pe urmă, în alte părți, în Polonia, aglomerații și, mă rog, cum era, dar Adriana Ambrozii are o familie care a susținut-o, o familie de intelectuali. Doamna Adriana și cu domnul Toni și cu 2 copii extraordinari pe care îi știu din liceu, pentru că s-a sugerat deja, altă profesoară mai bună de limbă și cultură engleză nu-i. Eu am văzut-o la lecții pe doamna Ambrozie. Și atunci am lăudat-o, vă spun, dar nu mă spuneți nicăieri, că sună la reclamă. Doamna Ambrozie făcea nu numai lexic și gramatică, ci făcea și mitologie, cultura anglosaxonă, etc. Deși englezii ăștia scam șmechele, adică când au văzut că e în grămădeală, o tulit-o. Dar asta e altceva. În afară de asta, într-adevăr, doamna Chiribău a remarcat câteva lucruri de finețe și doamna Chiscop. Umor, rafinament, stil. Păi, domnule, au făcut o facultate ca lumea. Au dat toate examenele. Nu au făcut-o pe, după clădiri, pe după alte, cum se întâmplă acum. Știți dumneavoastră la cine ne referim. Adică este o profesoară de mâna întâi. Și mie îmi pare rău, deși nu mai am copii de vârsta respectivă, că a plecat de la catedră, că am mai fi învățat copii de acolo, cultură, limbă anglosaxonă. O felicit. Felicitări, Adriana. Se menține și tânără, vedeți? Așa că n-aveți nicio șansă. Domnul Ionescu menține noi. Da, bine. Domnul profesor Petre Isache, postfațătorul volumului. Eu n-ar mai trebui să vorbesc. Ăștia care scriu la carte ar trebui măcar lăsați așa să se bucure, să-i asculte pe ceilalți. Eu insist pe ideea că este un roman indirect. Sigur că mulți nu cred că jurnalul este literatură. Te obsedează romanul pe tine. Da, mă obsedează, dar ăsta e un roman atipic. Îl demonstrează de altfel chiar prefațatoarea propriu-zisă la prima ediție. Doctorul în filologie, Mircea Eliade, atenție, este albul, ca să știm, și să avem grijă, poate îl menținem Mircea Eliade în actualitate, permanent, cu rugămintea sa, ne-ar interesa. Ea îi spune undeva aici un alt fel de jurnal, spune. Deci deja sugerează că lucrurile trebuie duse mai departe. Și insistă, dacă vreți, pe conceptul de lecție. Lumea se supără, crede că literatura nu oferă lecții.
se uită funcțiile literaturii și le dezvoltă cu inteligență, le enumeră și o să-mi permit, dacă vreți, să le citez cu foarte mare. Citez din Mihaela Albu. Deci, lecții de geografie. Oamenii s-au oprit la geografie. Deci, de obicei, când citim o literatură de călătorie, facem greșeala să ne oprim la geografie. Deși nimic nu exprimă mai bine nici omul, nici spiritul decât geografia, ca să ajungem la ceea ce se numește spiritul pământului. Deci, lecții de geografie, de istorie, de cultură, de literatură. Numai dacă citim lecțiile de literatură și vedem ce înseamnă această carte cu adevărat, dar mergem mai departe, de lingvistică, de sensibilitate. Foarte important pentru noi cei de aici, lecția de sensibilitate. Nu le spunem asta. De sensibilitate, de arhitectură. Există o artă mai completă decât arhitectura? Nu cred. Toate artele, dacă se întâlnesc în arhitectură. De religie. Iarăși foarte important. De economie. De adaptare, de cum trebuie să te menții tânăr. De atunci încerc să mă adaptez, dar nu reușesc să fiu tânăr, așa? Cum trebuie să te menții tânăr, pe care nu reușesc să o învăț. Și mai ales, spune ea, o meditație despre toți. V-am citit aceste lucruri pentru că chiar am stat de vorbă cu cineva, să spunem în specialitate, care n-a înțeles această prefață în profunzimea ei. Bănuiesc că nici n-a citit-o cu atenție. Nu-i mai citim cu atenție pe cei de lângă noi. Nu decodificăm cuvintele. Și mai vreau să mai dau un citat cu ocazia asta și după aia intru singur, tocmai pentru că astăzi mi s-a întâmplat să vorbesc cu cineva despre Baudelaire. Iată ce spune Baudelaire într-un poem numit Călătoria. Dau numai câteva versuri. Influența lui Baudelaire imensă în literatura română. Amară înțelepciune scos din călătorie, banală, monotonă și lume și mică lumea, ieri, azi, mâini, mereu ne arată oglinda noastră vie, o tristă oază într-un deșert de neplăcere. Deci orice călătorie este oglinda noastră vie. Reținem aceasta. Sigur, și o oază de tristețe într-un deșert de neplăceri. Sigur că deșertul de neplăceri presupune și deșertul de plăceri. Sau presupune și plăcerea. Trebuie întotdeauna considerat. Noi analizăm de obicei neplăcerile. Dar reținem această oglinda noastră vie. Este o scriitoare autentică după mine. Autoarea are grijă să se apere. Cultura îi permite să facă asta și o face inteligent. Implicându-se, este principiul după care scrie întregul text, implicându-l pe Confucius. Nimic nu este ceea ce pare a fi. Și cu asta ne-a dezarmat. Adaugă apoi cu malițiozitate, pentru că are o ironie și o, care dacă o știi să o citești și să o vezi, vezi această condiție de Janus Bifrons a ei. Eu așa i-am dat parcă titlul, autorul și dublul său. E foarte interesant, autorul și dublul său. Adaugă, spuneam mai departe, că totul este în mintea noastră. Deci e clar de acum, traducerea cărții, nu mai dați vina pe autor, nu mai dați vina pe texte. De ce am spus și eu, ca să-mi explic și titlul, care trebuie citită cartea, că este un roman. Pentru că noi am învățat, eu știu, numai cu romanele lui Rebreanu. Dar nici pe Rebreanu nu mai citim cum trebuie. Adică cu romanele cu circularitatea compozițională și așa mai departe. Nu, este un alt tip de roman. Și este în care este implicat autoreferențialitatea. Autoarea nu face nimic în cele nu știu câte călătorii, decât să vorbească despre ea. De asta spuneam că este oglinda vie. O călătorie este oglinda vie. Este oglinda în care ne vedem. De altfel nu poți să spui despre Grecia decât ce știi. Nu? Plecând de la ideea că totul este în mintea noastră, ea ne oferă un interesant, cine are răbdarea să vadă prin această grilă, ne oferă o epopee a eului, a călătorului, să spunem, contemporan, al celui care caută. Plecăm într-o călătorie
știm de ce plecăm, ca să fugim, să spunem de ceva, dar nu știm ce căutăm până la urmă. Că această epopee a eu-ului, a căutării, face din acest interesant volum călător pe arca lui Noe un roman indirect. Deci așa trebuie tradus și prin suma de lecții, prin, să spunem, funcția cognitivă pe care o oferă. Noi nu trebuie să ne oprim însă nici la funcția cognitivă, nici la cea educativă, după mine, a textului, ci trebuie să ne oprim, de pildă, la lecția de sensibilitate, la harul de a face din spații un agent al narațiunii, un agent al scripturii. Imaginați-vă să reușești să reveli, așa cum am văzut că unii visează noaptea, spații și să le topești într-o stare de asta de spirit care cere într-adevăr participare. Este o carte care cere ca lectorul să fie coparticipant. Nu se poate citi. Noi vrem să o citim ca pe o poveste. Există o poveste și aici, dacă vreți. Nu? Povestea unui suflet, povestea unui om care caută, nu? Care se caută pe sine în această lume, care încearcă să cunoască lumea, dacă vreți. Plecând de la ideea că cine cunoaște lumea, se cunoaște pe sine. Cine se cunoaște pe sine, cunoaște lumea. Sunt niște lucruri care le știm cu toții. Eu nu vreau decât să vă rog să citiți și prin altă grilă această carte. Eu așa am citit-o. O vom citi. O vom citi cartea. Mulțumesc frumos. Nu știu, eu sunt obosit. Vreau să mă oprească și cum vom citi. Da, dacă am vorbit mult, mă opresc. Dar putem că ai vorbit mult, dar vreau să-mi dai. Putem să ne mai întrebăm, să discutăm. Mie îmi plac lansările, cum să vă spun, în dezbatere, așa. Eu nu m-am supărat deloc că Ghiță Neagu a spus că nu este un roman după el. E opinia lui să spună că nu e un roman. Dar dacă l-ar citi așa cum știe el, pentru că fiecare călătorie, eu vin și una de nopți, dacă vrei, altfel pusă. Cartea are ceva trist între așa? De? Așa spunea cineva, mi-a adus aminte, de asta am dat din discuții. Întrebați-mă, de asta... Cineva spunea că călătoria este cea mai tristă plăcere. Sunteți de acord? Asta nu. Călătoria este cea mai tristă plăcere. Nu. Nu suntem de acord. Scris e mai greu. Da, cea mai tristă plăcere. Sigur că putem. Putem, sigur. Eu... Felicitări din noapte. Vrea cineva să vorbească despre carte? Autoarea poate să George, zi! Domnul Teodor, deci, n-am citit cartea. O voi citi cu mare plăcere și cu mare, cum să vă spun, interes, după ce am auzit aici vorbindu-se. Și aș putea să fac o apropiere, dacă vreți, între doamna Zeca Buzura, care a scris Demonii Vântului, și această carte, Călător pe Arca lui Noe. De ce fac această apropiere? Pentru că acolo, în Demonii Vântului, doamna Zeca Buzura vorbește despre un șlefuitor de diamante, care el compară acești șlefuitori de diamante cu demoni ai vântului. Bine, într-o accepție asiatică a ideii. În același timp, Biblia, adică concretizează vântul ca fiind, de fapt, Îngerul lui Dumnezeu. Cel care călătorește și care l-a dus și pe noi undeva spre un țărm posibil. Ce să vă spun? Călătoria, sigur că are o mie și una de sensuri. În primul rând,
un sens concret, adică al, lucru, al ceea ce vedem în călătorie, dar ceea ce vedem, imaginea sau așa, stimulează, cum s-a spus aici și s-a spus foarte bine, nu trebuie să mai repet eu, deci imaginația noastră interioară, dacă vreți, pentru că există și eu în același timp și călătoria internă. Noi, apucându-ne de jurnal, și aici pot să dau exemplu doamnei Deaconu, care a scris la fel un jurnal de călătorie și pe care Cristina Ștefan îl cunoaște foarte bine. Deci, ajungând undeva în Elveția și văzând un film despre aurora boreală, a avut, cum intuiția. Să vă spun, flash-ul și intuiția de a se descoperi pe sine însuși și de a putea, și așa, și a putea să găsească în interior puterea, acea putere extraordinară de a trece peste catarsisul unei boli incurabile. Am dat numai exemplu unui jurnal pe care l-am citit, dar sunt o mie și una de feluri sau de modalități de a privi deci în tine însuți prin ceea ce, prin imaginația și prin deci călătoriile pe care le facem. Fie direct, fie indirect. Vă rugăm să citiți cartea, domnul. Pentru că o să o citesc, domnul. Da, da, da. El vă spune de mistul călătoriei, măi. Acum, deci, eu ce să vă spun? Pentru că băiați, veți merge în India, aud că am fost, deci că furtuna a distrus acum Taj Mahalul. Deci rămâne în imaginația noastră, mă rog, cei care l-au văzut sau cei care nu l-au văzut, dar au citit despre Taj Mahal, monumentul în sine. Rămâne așa cum l-am... La noi nu furtuna, furtunul. Pot să vă spun? Deci, ca să concluzionez, o singură propoziție. Am aflat de curând că sunt vreo 6.000 de români care preferă deci călătoriile pe transatlantic. Și eu, mă rog, rămân cu ceea ce propui o călătorie. Propun o călătorie interioară, pentru că ceea ce cum să vă spun, niciun scriitor, nimic mai minunat decât poezie. Niciun scriitor, să știți că nu ar fi scriitor dacă n-ar avea imaginații și dacă n-ar recrea pământurile pe care le-au călcat sau le-au văzut în imaginația proprie. Mulțumesc! Bravo, mersi! Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, dacă domnul Cornel Galbert ne spune câteva cuvinte. Cornel, treci în față aici, ca să te... Da, ca să vă... Televiziunea, măi, ca să nu... Stai cu spatele la o doamnă. Cornele, câteva cuvinte. Eu am călătorit mai mult pe urmele domnului Pavel Ionescu. Pentru că îl urmăresc de vreo 35 de ani și am avut șansa să scriu pentru prima dată despre Trio Syrinx. Dar de-a lungul anilor am călcat și eu un pic, așa, ca să folosesc metafora din Tito,
pe corabia lui Noe, în sensul că am, prin 83, am ajuns și în China, am ajuns și în Japonia, am fost un pic și prin Grecia, și prin Italia, și mă rog, prin vreo 13 țări, așa că am oarecare experiență a călătoriilor. Stai, corabia regretul lui Noe sau lui Nae? N-am înțeles. Nae Jirimea. Nae Jirimea. Regretul meu este că nu toate însemnările au fost adunate și în carte, dar cei care au curiozitatea să foileteze revista Ateneu vor găsi acolo și însemnările mele din China. Doamna Ambrozie m-a înviat cu volumul la lansarea precedentă, numai că eu am înțeles că este din Chișinău. Nu știu ce a fost atunci în vâlmășara aceea. Și rămâne acum să mă apropii și de paginile cărții și să văd, să fac o comparație între ceea ce am văzut eu și ceea ce a văzut doamna. O felicit oricum și îi doresc noi călătorii și noi cărți. Oarecare gen recunosc că am citit cartea, o parte. Așa. Nu aș fi luat cuvântul acum, dar sunt obligat, odată, pentru a vă convinge că această carte merită citită. Un volum de-al doamnei Ambrozie a ajuns la Petre Isachi, primul volum. Petre Isachi nu a reușit să-l termine, mi l-a dat mie. Nu, nu, l-ai citit, ai făcut prefață, dar după aia. Mi l-a dat mie. Eu l-am citit, am citit vreo 60 de pagini, mi l-a confiscat fiica. N-am reușit să termin cartea. Am dat-o înapoi lui Petre Isachi că trebuia să facă prefața, a citit-o și i-am cerut-o din nou. Zic, bă, dacă se lansează cartea aia, zic, dă-mi-o și mie să o citesc. Și el îmi spune, băi, nu-i la mine, este la humor, e la frate meu. Iată o aventură care exemplifică un interes față de o carte. Și-o mai citit-o? Doamna Ambrozie nu trebuie să... Cine n-a mai citit-o? Petre Isachi a citit-o, sunt sigur. Noi ceilalți încă nu. Cred că doamna Ambrozie trebuie să țină seama de toate cele spuse frumos aici, dar trebuie să tragă și o concluzie practică. Eu spun ca meseriaș, așa. În primul rând am citit o parte din Arca lui Noe, primele vreo 20 de pagini, am și mărturisit asta într-un conanul prilej. Și ca să o verific, m-am dus la ultima secțiune a cărții, care pentru mine era relevantă. O să se plictisească doamna că repet discuția asta, dar n-am ce să fac. Pentru că adevăratul contei al unui scriitor se verifică la portret. Și m-am dus, culmea, a strigat Petre Isachi de acolo, la domnul Miluș. Și mi-a plăcut la nebunie. Nu numai domnul Miluș, mai sunt câteva. Ana, te felicit, ai un gust perfect. Și mai sunt câteva bucăți acolo, care sunt la Petre, că eu nu te-am întrebat. Doamna moderator, vă rog, vreau să vorbesc. Puneți-l la punct. Da. Cred că este esențial ca după acest volum de călătorii, să-și încerce condeiul și în proza adevărată, pentru că poate. Are simț al observației, are proprietatea termenilor, știe să construiască frazele. Vă spun, cartea se citește în general cu mare plăcere, dincolo de moștenirea, să spunem, genetică, prin naționalitate, fiica lui Creangă de departe. Cuvintele ei se așează foarte frumos în frază și te atrag. Poate pot să o consider și într-un fel roman, în sensul în care speculează Petre Isachi, călătoriile din Evul Mediu ne sunt proaspete încă în minte, din copilărie și așa mai departe,
Pentru că în această carte călătorește Ambrozie, doamna Ambrozie, transmițându-ne nouă sentimentele și senzațiile pe care le trăiește vis-a-vis de niște, de niște situații și niște obiecte de acolo. Cartea trebuie citită, dar trebuie continuată la etajul celălalt. Da. Adriana Ambrozie, avem solicitări să se citească și un pasaj din carte spre exemplificare, dar vă dăm cuvântul acum. Da. În primul rând, sunt onorată de prezența dumneavoastră aici, de aprecieri și de faptul că ați acceptat să mă considerați o persoană care scrie literatură. Eu mi-am mai spus aceasta și în alt context. Cei care scriu se împart în poeți, scriitori și povestitori. Eu mă regăsesc în această a treia categorie. Cei care povestesc, cei care redau. Nu știu dacă într-adevăr voi fi atât de puternică încât să creez un roman, pentru că acum, în momentul acesta, mi se pare că ceea ce pot să fac este să filtrez prin mintea mea lucruri pe care le trăiesc și să le redau, așa cum le înțeleg eu, așa cum le văd eu. Bineînțeles, această carte s-a lăsat foarte greu scrisă. Ea a pornit ca un blog, pentru că primele mele amintiri despre o călătorie formidabilă în anii 80 a fost călătoria în China oferită de părinții mei și din care am rămas doar cu fragmente vagi de amintiri și am regretat că nu am scris atunci ceea ce s-a întâmplat, felul în care am perceput această călătorie. De aceea, când în anul 2009 orchestra a început turneele în China și am însoțit orchestra, m-am gândit că ar fi o idee foarte bună să păstrez amintirile, într-adevăr, să le scriu, să le aștern pe hârtie. Și așa s-a născut un blog. Bineînțeles, prin ideea modernă a fiicei mele de a scrie un blog. De ce? De ce nu altfel? Blogul s-a scris pe genunchi, efectiv, în metrou, în tren, în avion, cu dorința de a nu scăpa detalii, de a scrie cât mai amănunțit ceea ce se întâmplă. Bineînțeles, au fost voci care au spus, de ce să fie blog? Să fie o carte scrisă. Aici, Nicoleta Vichescu, care lipsește, a fost una dintre vocile cele mai puternice. Și a trebuit să aștern blogul pe hârtie. Nu a fost ușor. Blogul s-a zbătut mult până când s-a lăsat pus pe hârtie. Au fost foarte mult. Data trecută la o lansare de carte, cineva întreba, ai revenit la text? Ei bine, răspunsul atunci a fost, nu, ce am admirat această chestie. Nu, eu am revenit la text de 1000 de ori și acum dacă l-aș citi, probabil ceva nu mi-ar plăcea și aș reveni și aș reveni. Doamna Ghiscop știe prea bine, Mihaela și domnul Brăjiteanu sunt cei care ar putea împreună cu mine să scrie scrierea despre scrierea cărții, știți? O variantă inedită, inspirată de Andrei Gide. Scrierea cărții a fost un proces dificil. Cartea s-a născut cu dificultate. Dar, până la urmă, chiar am simțit față de ea ca față de un copil. Mi-am însușit-o. Așa cum este ea, așa cum a ieșit ea, poate cu repetiții, poate cu cacofonii, a fost o carte care a ieșit din amintirile mele. În altă ordine de idei, ați pomenit pe Ulise, mă amuză gândul și am să împărtășesc prima dată cuiva necunoscut o poveste adevărată, romantică, a familiei noastre. Într-adevăr, probabil germenul acesta sau virusul sau cum vreți să-i spuneți al călătorii, probabil s-a născut atunci când, din Grecia, într-adevăr, Stelian Stavrachi, străbunicul meu, a pornit înspre România, de ce oare, dar a pornit înspre România pentru că se îndrăgostise de o fată și a ajuns, povestea spune, cu patinele pe Dunăre, iarna, să o ceară de nevastă pe străbunica mea. Deci undeva, frumos, chiar un Ulise. E o poveste adevărată, da. Ce nu omul își spune cuvântul. Asta, Petri, că n-ai știut. Am știut cu bunirea la asta și începe. Este prima dată despre această poveste. Este unul roman. Bun. Așa. Da. Citești așa ceva? Cât, deci a existat un element de Ulise, un genom, așa, care
cumva a inspirat sau m-a mânat să călătoresc și m-a mânat în final să scriu despre aceste călătorii. Da. Eu vă mulțumesc pentru încredere, vă mulțumesc pentru că sunteți aici și doresc să citiți cartea și S-au și dacă nu vă place, scriți voi una mai bună. Dar jumătate din titlul e al lui Manolescu, Arca lui Noe. Da. Da. E posibil să o dea? Vine acum, am auzit că o dă în judecată acum. Da, pregătește autograful și spun că uite, am citit-o și eu. Și poate că la mea comedie să scrie Manolescu. Oricum, a doua carte este în curs de ideea, așa încât și probabil va fi mult diferită. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumesc! Ok, bine să încheiem după atâtea opinii și considerente alte despre carte cu două pasaje, o să vă citesc atât. Deci, ce m-a mai încântat? Și nu s-a spus. Jonglează pur și simplu cu ludicul epic. Folosește și ton erudit, foarte înalt, foarte specific, dar folosește și un limbaj colovial. Și o să vă dau două exemple. De asta se citește rapid, se citește bine, așa, se citește dinamic. În China, mie cel mai mult mi-a plăcut călătoria din China, nu știu de ce, dar mi-a plăcut pentru detaliile pe care le-a adus. Centrul Confucius e organizat științific cu date despre scrierea chineză veche de 3500 de ani, despre legendele lor asociate cu scrierea, despre legătura între Kung Fu și aceeași nevoie de atenție și concentrare necesare pentru o caligrafie corectă. Aflăm amănunte despre costume, măști de operă, despre acupunctură și punctele de energie pe care acele de argint le vindecă, despre muzica produsă de clopote, de bronz, de diferite dimensiuni, lovite cu un ciocănel sau un băț gros în funcție de mărimea clopotului. Ghidul ne pune să scriem anul nașterii, decupând pe computer anul corespunzător zodiei noastre chinezești pentru a obține decupajul de hârtie cu animalul zodiei. Deci aceste detalii fac farmecul cărții. În fiecare cultură întâlnim aceste detalii pe care nu le găsim nici în dicționare, nici în enciclopedii. Sunt detalii faptice de acolo, de la locul respectiv și din cultura respectivă. Și spuneam despre ludicul limbajului doamnei, în doar câteva rânduri, autoarei, că veni vorba de muzică. Andrei, pot să citesc pasajul ăsta, da? Andrei, venit acasă de ziua mamei lui, ne povestește cu umorul lui incredibil. Era la bloc așteptând să vină liftul. Două tipe tinere și gătite nevoie mare, așteaptă și ele liftul. Fată, ce faci, fată? Bine, fată, m-am mărit, fată. Vai, fată, chiar așa? Da, fată, mi-am luat și rochia, fată. Ei, chiar? Da, fată, e super, ia zi. Păi e lungă așa și decoltată, e frumoasă, mă, dar frumoasă. Și asta nu e tot, fată. Are de sus până jos numai cristale Tchaikovsky. Iată motivul Tchaikovsky. Excepțional. Vă mulțumim din suflet. Acum nu plecați să achiziționați cartea și să luăm un mic protocol. Mai. Să